Vă voi învăța în episodul de astăzi cum să puneți peste o filmare un text, un titlu, un logo sau o grafică în Adobe Premiere Pro și vă voi arăta și cum să faceți o mică animație pentru aceste texte. Toate astea le învățați urmărind episodul până la final. Un logo, un text sau o grafică puse peste o filmare ne ajută foarte mult în unele momente pentru că putem să transmitem mai bine informația pe care ne dorim să o transmitem. Așa că să trecem direct la treabă și să mergem în Adobe Premiere Pro. Am ajuns în Adobe Premiere Pro, am încărcat o bucată dintr-un alt tutorial și acum vreau să pun peste un text și un logo. Dacă vrem să punem un simplu text peste imagine, mergem la acest Type Tool, facem un click pe imagine și scriem textul. Mai departe mergem la Selection Tool și putem muta textul sau să-l mărim. Dacă vrem să schimbăm fontul sau să avem mai multe opțiuni, mergem la Effect Controls și aici, bineînțeles, putem alege alt font, putem alege tipul fontului, dimensiunea, alinierea, fill, stroke, shadow. Avem mai multe opțiuni pe care le putem folosi după preferință. Observăm că în partea de jos, în timeline, avem un track nou cu textul respectiv. Acesta este textul. Putem să alegem de unde până unde să rămână textul. Aceasta este prima metodă prin care putem să adăugăm un text peste filmarea noastră. Dacă avem o grafică mai complexă sau un logo, vă recomand să-l realizați în Adobe Photoshop. În Adobe Photoshop trebuie să creăm un document care să aibă dimensiunile secvenței noastre 1920x1080. În acest document putem să realizăm grafica pe care ne-o dorim. Eu am încărcat logo-ul Gabriel VMedia, dar întotdeauna, orice grafică realizăm, trebuie să fie pe fundal transparent. Fundalul documentului trebuie să fie transparent. Am realizat grafica așa cum ne dorim și o salvăm mai departe în format PSD, în format Photoshop sau PNG. Și acum mergem înapoi în Adobe Premiere Pro. În Adobe Premiere Pro mergem la proiectul tutorialului nostru și importăm fișierul respectiv. Acum avem un proiect și grafica pe care noi am făcut-o în Photoshop. Mai departe, tragem grafica în timeline peste filmarea noastră și iată, avem logo-ul peste filmare. Dacă selectăm track-ul respectiv, selectăm logo-ul nostru și mergem din nou la FX Control, putem bineînțeles să alegem dimensiunea, poziția. De exemplu, îl voi poziționa acum în stânga jos. Și bineînțeles, putem să-l și rotim sau să alegem opacitatea, dacă să fie mai transparent sau 100%. Și pentru prima variantă și pentru a doua, aceasta cu Photoshop-ul, putem să ne folosim de tranzițiile care se află în Adobe Premiere Pro. Mergem la Effects, Video Transitions și de aici ne alegem o tranziție, spre exemplu Slide, și o adăugăm peste logo. Alegem o dimensiune mai mică. Și vom vedea că textul apare după tranziția pe care noi am ales-o. Putem să încercăm și altceva, pot să aleg acest cross zoom, îl pun peste logo, redimensionez tranziția și vom vedea că există acest efect de cross zoom. Sunt multe tranziții în Adobe Premiere Pro pe care le putem folosi pentru a face textul, logo-ul sau grafica să apară într-un mod mai spectaculos. Dacă vrem ca logo-ul nostru să se miște pe ecran într-o anumită direcție, putem să adăugăm keyframe-uri la position. Selectăm logo-ul nostru, mergem la position și să presupunem că vreau din momentul acesta logo-ul să se mute, voi adăuga aici un marker cu M, de aici, din momentul ăsta, până aici, spre exemplu, vreau ca logo-ul meu să se mute din partea stângă în partea dreaptă. Voi adăuga un keyframe aici, în momentul acesta, voi merge la poziția în care vreau să fie logo-ul în cealaltă parte, voi adăuga un nou keyframe și voi stabili noua poziție a logo-ului. În momentul acesta, logo-ul de la keyframe-ul 1 până la keyframe-ul 2 își va schimba poziția. Bineînțeles, putem să alegem orizontal, vertical, putem să ne jucăm cu scale-ul, este același lucru. Vom alege două keyframe-uri diferite. Aici scale-ul va fi normal și mai departe, în altă poziție, vreau să fie mai mic. Voi micșora, iar acum logo-ul se micșorează de la un keyframe la altul.
sau îl putem face să dispară cu opacity. La primul keyframe, aici, de unde vreau să înceapă să se dizolve acest logo, la primul keyframe voi avea opacity 100%, iar la al doilea keyframe, unde vreau să dispară complet, vom avea opacity 0. Și acum logo-ul o să dispară de la keyframe-ul 1 până la keyframe-ul 2. Acestea sunt cele mai ușoare și la îndemână metode pentru a pune peste o filmare un titlu, un text, un logo sau o grafică și pentru a face o mică animație. Sper că v-am fost de ajutor, ne revedem curând!